Ce am vrut să vă prezint astăzi e un mic studiu care l-am făcut recent. Există cei de la NVIDIA, au scos un framework, îi zice NVIDIA ISAC, SDK, și au tot felul, nu știu dacă ați văzut, au tot felul de demo-uri simpatice, cu mașinuțe care merg să intre prin birouri sau pe mese mai micuțe și au un fel de autonomous driver. Și m-am pus să studiez mai mult, plus că e bazat pe niște plăcuțe tot de la NVIDIA, cum ar fi Jetson Nano, care e relativ comparabil cu un Raspberry Pi un pic mai mare, dar care are și niște drivere CUDA și poți rula pe el tot felul de aplicații de procesare grafică. În principiu, așa ca un overview, framework-ul e compus dintr-un engine care știe să comunice și are integrate tot felul de framework-uri de la OpenCV la eu știu, multe framework-uri, TensorFlow și așa mai departe. Și ce face? Pune împreună diferite platforme hardware, în cazul nostru și niște demo-uri de faine care vă ziceam, Kaya, Carter și Link. Și folosește platforma lor hardware, care în cazul nostru e Nano sau Jetson TX2 sau Xavier. În general, o aplicație ISAC SDK conține, e bazată pe niște componente numite gems-uri și avem un fel de aplicații care până la urmă o să vedeți, până la urmă un JSON care pune toate componentele împreună și le dă o direcție, deschide și canale de comunicare și astfel avem o, la mod ideal, un mod foarte ușor care folosi componentele hardware și software. Așa, și cum vă ziceam, aplicațiile de bază, componente respective, le zice Codlet. Așa, de nu se vede Codlet-uri. Și ce vă ziceam, engine-ul poate integra CUDA, OpenCV și așa mai departe. Și iar genul, iar componente care sunt, să zicem, gata scrise. Putem avea inclusiv partea de comenzi vocale, partea de navigare, de stereo viziune, API-ul tag-uri, despre care să fie și un, sper să-mi iasă și un mic demo, și diferite senzori hardware. Bun. Și haideți să vedem cum arată o aplicație de genul ăsta. În general se pot scrie, de fapt, se pot scrie în C++ sau în Python, de data asta am mers pe C++, că e mai bine reprezentat și documentație cât de cât, dar documentația asta e foarte rău. Deci, dacă vrei să faci ceva mai mult decât în demo-ul lor, vrei să extinzi componentele, vrei să le scrii tu, deja vezi că nu mai ai cu cine povesti și multe din... foarte multe componente, să zic, deci nici la documentație și n-am nici codul sus, să nu încerc chiar ciudat. Dar până la urmă mai numerești. Bun, și atunci o aplicație, ca să rămâne și cu ceva după vederea asta, aplicație ISAC SDK este un codlet care are trei metode, start și stop. Start-ul ce avem la pornire, stop-ul la fel, de inițializare și de dezalocare de resurse. Și mai avem metoda tick, care poate să fie rulată, nu știu, periodic, o dată de 10 ori pe secundă, de nevoie, sau poate răspunde la un mesaj. Tick on message, atunci ai un mesaj. Și ce mai avem? Sunt niște canale de comunicare. Aici avem un ISAC Proto TX, stă pentru transmisie și TX pentru recepție. Și în cazul nostru, aplicație de ping care transmite mai departe un mesaj de ping. Și implementarea e destul de simplă, adică rulează periodic și putem efectiv publică mesajul care era pus înainte. Aplicația nu trebuie să facă nimica și cealaltă aplicație, Pongu, o să aibă un Helix, tot așa, un start și un tick. Și avem un canal de recepție și după care efectiv primim mesajul și îl afișăm. Deci e foarte simplu și din perspectiva îți face mult mai ușoară viață, teoretic. Acum nu o să intru nici în... Asta e JSON de care vă ziceam și cumva toată aplicația aici e definită până la urmă. Fiecare componentă e definită
Și de asemenea, un lucru important este stage-ul pe care zice fiecare canal cu cine comunică. Build-ul e bazat pe... Vă zic după aia. Bazel, este ceva, dacă nu mă înșel. Ideea e că e un sistem de pe care nu știa neapărat, dar e interesant și merge pe Bazel, zice, da, și găsit pas-pas. Deci cumva am așa arată aplicație. Deci am făcut un test aici, îmi pare că nu se vede neapărat mai mare, dar e un cititor de printaj, adică eu o să... Bă, da, vă fac imediat un demo. Deci, practic, ai o hârtie cu un tag. Apple Tags sunt niște tag-uri pentru IoT care seamănă un pic cu QR code-urile, dar sunt mai simple și pe lângă faptul că ți le citește, îți poate da și poziția lor, gradul de întoarcere și efectiv, deci cât îi rotești, de exemplu, și inclusiv cumva vectorul pe care îi poziționa ca direcție. Și atunci, pentru aplicație care urmărește un cod de genul ăsta, e destul de simplu de făcut. Eu ce am vrut să fac, ca să extind un pic frame-ul ăsta SDK, Isaac, am interceptat, practic, mesajele citite de o cameră RealSense și, efectiv, am afișat logurile, o să vedeți și în articol, am afișat logurile respective. Puneai să vedem ce date primim noi de la cameră, cu componentele scrise deja de NVIDIA. Și dacă avem noroc, să vedem, putem încerca. Deci, cam asta lui, nu știu dacă... Dacă aveți întrebări până acum... Și atunci, ca concluzie, mi s-a că zic eu, ne oferă niște demo-uri spectaculoase. Teoretic, o să fie foarte fie o platformă de viitor pentru zona de IoT. Din păcate, partea documentației destul de dificilă. Bun, și acum...